Sunt de vorbă cu domnul Horia Nicolescu, expert în prevenirea incendiilor. Domnule Nicolescu, vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația noastră. Am văzut împreună aceste imagini și imaginile care se tot derulează de câteva zile. Ascultăm mărturiile martorilor. Aș vrea să vă întreb pentru început, cum ați perceput dumneavoastră? Cu siguranță percepeți lucrurile total diferit față de percepția noastră, având cunoștințe temeinice pe această zonă. Cum vedeți această dramă, această tragedie? Ce se întâmplă? Problema este că protecția la incendiu are puțină teorie în acest. Are două aspecte. Unul e prevenirea, altul este intervenția. În mod normal, trebuie să ne ajungem la intervenție, să lucrăm pentru prevenire. Și o prevenire bine făcută salvează circa 95% din cazurile de incendii. Asta e o treabă care trebuie știută. Deci greșelile care se fac sau faptul că ajungem la un incendiu real cu urmări catastrofice ca în cazul de aici, este o lipsă de atenție sau dacă vreți lipsă de instruire sau lipsă de educație în domeniu a populației implicate. Deci să fie foarte clar, între un cutremur și un incendiu, diferența este fundamentală. La un cutremur nu pot prevedea decât max 4-5%. La un incendiu pot preveni circa 95%. Deci, practic, apropie de 100%. Deci, eroarea la un cutremur nu se poate aplica nimănui la un cutremur. La incendiu este, în schimb, greșeala umană. Domnule Nicolescu, ce a lipsit aici în tragedia de la Crevedia? Ce a lipsit? Prima parte sau cea de-a doua parte despre care ne povesteați? Nu, prima parte, evident, adică prevenirea n-a fost efectuată ca lume. Deci măsurile care trebuiau luate, în definitiv, haideți să zicem așa, domnul Popa. Gândiți-vă că aceste stații de GPL sunt peste tot pe glob. Deci n-am inventat noi roata în treaba asta. Peste tot sunt stații GPL care încarcă, descarcă și așa mai departe. Au niște reguli însă foarte stricte și ceea ce e mai important, oamenii le respectă. La noi aici ar stăm cel mai prost. Și întotdeauna și IGS-ul recunoaște treaba asta, noi cu partea de formare, de educație umană, stăm foarte prost. Stăm foarte prost din Uniunea Europeană. Asta înseamnă că nu putem să punem în cârcă acest accident unor lipse de legi. Legi avem, slavă Domnului, și aliniate la Uniunea Europeană și, mă rog, mai mult sau mai puțin moderne. Dar legii există. De ce n-am avut și înainte așa ceva? De ce aceste accidente se îngrămădesc, dacă vreți, se accelerează din ce în ce mai multe în ultimii ani, în ultima perioadă? Gândiți-vă la incendiile care au avut loc în perioada pandemiei COVID, la toate incendiile care au avut loc la spitale, la tremuri care înainte nu se auzea de ele. E bine, acum relaxarea educației umane, factorului uman, este atât de mare, iar promovarea pe posturi de răspundere care trebuie să conducă să fie model de comportament pentru cei din jur, se face complet alandala. Se face fără regulamente clare, se face pe bază de intervenții, pile, știm foarte bine discuția respectivă. Ați punctat foarte bine că eroarea umană este 95% din ce s-a întâmplat acum. Ați punctat foarte bine că este nevoie de educație. Iar din acest punct de vedere, m-a frapat la fața locului discuția cu o persoană care a rămas fără casă. Efectiv, imobilul a fost pulverizat, era situat în imediata apropiere a stației GPL. Iar acesta mărturisea că în momentul în care au început cei de la stația GPL diverse operațiuni, a simțit mirosul de gaz, un miros foarte puternic și spunea poate chiar mai puternic decât în alte dăți. Și a dat seama că este totuși destul de cald, era o temperatură ridicată și atunci îmi povestea cum a avut o reacție, s-a urcat efectiv pe gar și a început să strige la angajați dacă nu sunt cumva sănătoși de fac astfel de operațiuni într-un astfel de moment. Iar apoi povestea că a intrat în casă și a strigat soția și a chemat-o ca să plece de acolo, tocmai spunându-i urmează să explodeze aici cu siguranță. Deci, vedeți exact ceea ce înseamnă că bunul simț nativ, natural al omului, îi spune mai multe decât regulamentele.
E clar că s-au călcat niște reguli, s-au călcat niște norme, nu s-a aplicat legislația și atunci asta este rezultatul. Din păcate, greșelile se fac de jos și până sus, adică de la cel care transvazează sau care este primul actor în această activitate, până la cei mai de sus, cei care sunt oameni cu putere de decizie în domeniul de securitate la incendiu. Ați văzut cu siguranță... Eu pot de aici. Discut eu acum subiectul ăsta, dar n-am căderea. Ați văzut cu siguranță reacțiile autorităților locale cu privire la... De locale și până sus. La acest eveniment, chiar în cursul zilei de ieri, primarul din localitate, dar și președintele Consiliului Județean l-au luat împreună, pe nu în brațe, nu au știut, nu au auzit că din 2020, din momentul în care această stație GPL a fost închisă, i s-a suspendat activitatea de către ISU Dâmbovița, din acel moment spuneau că ei nu au știut că acolo se mai desfășoară operațiuni. Și e interesant, oamenii din comună sau din zonă știau să vină cu putere să le schimbe, să le umple. Deși oficial s-a seara închis, ei de unde știau oamenii acolo că treaba funcționează în continuare. Deci nu se poate spune așa ceva. Vorbim este aici de neștiință sau de un soi de complicitate? Sper că cei care au spus treburile astea și au pe conștiință morții și răniții care sunt acolo să poată dormi liniștiți mai departe. Nu se poate spune, un primar răspunde de tot ce este în parohia lui. Nu există altă soluție în treaba asta. Toți răspund pe fiecare pe cătoferie, dar exact cazul lui Piedone. A fost primar și a răspuns pentru o treabă care poate nu era în domeniul lui, nu se pricepea, dar răspunde. Și trebuie să știe. Sigur, sunt mai multe anchete. În sistemul dinainte, 89, erau așa numiți sectoriști. Dacă probabil că cei care sunt mai în vârstă știu că aminte. Erau din partea miliției oameni pe zone arondate care știau tot ce mișcă acolo. Deci pe vremea respectivă nu puteai să spui cum a fost la colectiv, unde nu știam că acolo se aveau loc spectacol. Cum să spui așa ceva? Cum să spui când vezi în fiecare zi că vin oamenii cu butele în stație, stația are pe afișul că este închisă, da? Și totuși oamenii schimbă butele, vin în fiecare zi repetat și ca și cum n-ar fi nimica. Nu se poate aici. Ceva nu e în regulă aici. V-aș propune să revenim la ziua de astăzi. Este un scenariu care se repetă atât astăzi cât și ieri și alaltăieri. Vedem același scenariu. Drumul național este în continuare închis. În continuare autoritățile anunță că există risc de explozie. În continuare tancurile și cisternele care nu au explodat sunt răcite de către pompieri. Cercetarea la fața locului mai are de așteptat până în momentul în care autoritățile vor anunța că nu mai există niciun fel de pericol. Cât de dificilă este misiunea, inclusiv în momentul acesta? E greu de spus, vă spun, este domeniul meu direct de activitate de intervenție, să pentru partea de prevenire. Dar, în mod, trebuie să le spunem oamenilor să înțeleagă că acum sper că măcar în ceasul al 12-lea, după ce s-a întâmplat nenorocirile care s-au întâmplat, lumea e atentă și e foarte prudentă în pașii care se fac mai departe. Probabil că așa trebuie să fie făcut, să mai stăm, să așteptăm. Vă propun să... O soluție tehnică. Repet, pe mine mă mire treaba respectivă pentru că toată lumea știe că pe tot globul este stație de GPL. Care funcționează bine, mersi. Am un dubiu respectiv și mi-aduc aminte de discuțiile care au fost la Inspectoratul General de Securitate de Situații de Urgență la IGSU, când a apărut normativul pentru stații de GPL. Și cu ideea că el poate să stea între locuințe, între blocuri. Este cazul frecvent în București. Ați anticipat o viitoare întrebare. A fost o poziție foarte, foarte puternică din partea specialiștilor din IGSU. Foarte dură și a spus nu. E bine, s-a trecut peste treaba asta, interesele au fost mai mari probabil și s-a aprobat. Dar încă o dată, poți să umbli și cu dinamită și cu bomba atomică. Dacă știi cum se umbli și umbli cu toate măsurile de restricție corespunzătoare impuse, nu ar trebui să fie niciun fel de problemă. Domnule Nicolescu, vă propun să ne uităm împreună la filmul evenimentelor de această dată de sâmbătă seară, să revedem momentele
cele mai dramatice, dacă putem spune așa, momentul în care la ora 21 s-a înregistrat cea mai puternică explozie la Crevedia. Sunt momentele care au declanșat practic infernul. Mă întorc la dumneavoastră. Ați văzut, ați revăzut aceste imagini. Ce vă transmit aceste imagini, starea de acolo, explozia în sine? În primul rând, observ foarte multe persoane care nu au ce căuta în zonă. Dar chiar înainte de explozie, într-o stație GPL nu este ca pe bulevard, să te plimbi toată lumea în sus și în jos, mașini și așa mai departe. Este să fie o zonă de restricție în care nu se acționează, nu sunt oameni. Sau dacă sunt oameni, sunt oameni instruiți cu condiții foarte clare și bine asimilate de protecție. Nu e cazul aici. Adică sunt mașini care se plimbă, unele traversează. Să știți că, din acest punct de vedere, autoritățile au fost destul de ferme, am putea spune, pentru că au izolat zona pe o distanță apreciabilă. Ba mai mult, în seara respectivă ne-au transmis că au evacuat aproape 3.000 de persoane din zonă. Dar voiam să vă întreb, pentru că în această perioadă de timp a fost o întrebare care a stat pe buzele multor jurnaliști care nu și-a găsit răspunsul tocmai așa cum trebuie să spunem. Voiam să vă întreb, în situația aceasta, într-o astfel de intervenție în care există această stație GPL, există informația că există mai multe cisterne în apropiere, cum ar trebui să se intervină? Care ar trebui să fie pașii pentru ca lucrurile să nu degenereze? Exact ce vă spuneam. Deci, la orice treabă de genul ăsta, se face un scenariu de securitate la incendiu. Deci se ia toate variantele posibile de incendiu, se ia varianta cea mai puternică cu cele de mai mari distrugeri umane și materiale și la aia se discută măsurile de protecție. Deci, în momentul în care s-a făcut această stație de GPL, trebuia să fie obligatoriu un scenariu de securitate la incendiu. Și care să spună așa, ce se întâmplă în care, în punctul X, sare în aer o cisternă de 1 metru cub? Dacă în punctul X sare în aer o cisternă de 10 metri cub, dar de 100 de metri cub. Și atunci, la fiecare treabă de asta, exista un răspuns. Puterea suflului, explozie, temperatura care se dezvoltă, e o treabă de grafic, cum să vă spun, matematic. O problemă de elementară. Și atunci, în funcție de efectul suflului explozie sau explozie, găseam imediat măsurile corespunzătoare. Și trebuia să mă pregătesc dinainte. Adică pompierii care veneau acolo să aibă costume termice, nu care s-au topit pe ei, s-au topit căștile. Deci aia e o glumă. Deci cei care au lucrat la zona teleajă, zona de rafinării ale noastre, zona Ploieștiului, întrebați pompierii de acolo, vedeți cu ce sunt ei echipați. Întrebați, luați un interviu șefului echipei de pompieri de la teleajă. Sunt echipamente total diferite. Ei sunt confruntați în fiecare zi cu acest risc de explozie a unor produse petroliere. Și știu, și au niște legi foarte stricte. Și pot să vă spun exact. Insemex-ul care văd că a apărut aici și care este întreprinderea specialistă în explozii, la fel pot să vă spună. Ce înseamnă într-un spațiu deschis? Ei lucrează în mine, în spații închise, care e altceva. Dar în spații deschise, suflul unei cantități de care ia foc, face explozie, este o chestie de fizică. Asta se face în liceu. Am un cub de putare care explodează și care are caracteristici următoare. Deci ei trebuie să fie pregătiți în orice moment să aibă echipamente, să știe ce să facă. Uitați-vă aici la poza de aici care este o panică totală. Toți fug, amestecați și singurii care au reacția corectă sunt pompierii, care spun, păi, sunt ai noștri acolo. Exact. Atenție, domnule Horia Niculescu,
Vă mulțumesc tare mult pentru aceste detalii. Cu siguranță problema este una mult mai complexă. Sunt anchete în desfășurare și cu siguranță o să ne reauzim pentru a dezbate această problemă și nu numai.